suflet pe care mi-am dorit-o foarte mult și de care m-am bucurat și probabil... Păi de ce nu ți-ai făcut ziua acolo? Pentru că a fost o perioadă destul de solicitantă și cum este o situație destul de delicată cu zborurile, timpul nu îmi permite să stau încă o zi în plus prin aeroport. Și am zis mai bine să-mi fac vacanța înainte și în același timp să am toți oamenii dragi aproape și să fiu sigură că e toată lumea lângă mine, că nu puteam să le schimb programul în așa fel. Dai seama cât ar fi costat drumul să invite toți prietenii acolo, să le plătească drumul, să mai pierdă aia bagajele, stai un pic, că aoleu, unde-i rochia, aoleu, unde-s pantofii? Mi-a fost frică de zboruri, sincer, și am zis mai bine să... Decât să petreci în aeroport? S-au ajuns bagajele? S-au ajuns bagajele la timp? Da. Deci ai avut tot ce trebuie acolo. Da, am avut tot ce mi-a trebuit. Vacanța a decurs perfect. A avut și zborul o întârziere când ne-am întors. Am avut emoții pentru că zborul de la Paris se anulase. Și zic, stai să vezi că rămânem în aeroport. Și eu am multă treabă acasă, am programări puse, nu pot să-mi amân lucrurile. Și am zis, Doamne, dacă rămânem pe aici. Deci ne-am avut noroc, ca să zic așa, că totuși a fost o amânare de 2 ore. În alte vremuri te-aș fi întrebat dacă ai zburat cu trenul, pentru că la noi numai astea întârziau. Dar acum deja... Unde ești aici? Pe plajă. Da, pe plajă. Suntem... La Mamaia? Nu, în Cannes. Și cum... Care sunt prețurile în Cannes, domnule? Că noi am avut treaba asta cu... A venit cu Oana. Anul ăsta... Oana a venit... Nu ne-a povestit Oana Roman că... Tot în Cannes a fost și ea. Mari prețurile la plajă, că e... Depinde unde îți dorești să faci plajă. Păi la pentru Can. Că da, acolo dar, bogați. Da, dar sunt plaje private care au într-adevăr niște costuri mai ridicate, dar ca peste tot poți să faci plajă și într-o zonă în care prețurile nu sunt la fel de mari, depinde unde ți-ai ales să faci plajă și unde îți dorești să mănânci, unde îți dorești să te cazezi. Sunt destul de mari prețurile, adică nu le putem compara cu Mamaia, să zicem. Și la tine cât a fost un șezlong? De exemplu, că eu l-am adus de acasă. Au fost destul de mari, mult mai mari decât ne așteptam intrările, pentru că ne-am dorit să mergem într-o vacanță în care să și vedem lucruri interesante. Dacă mergi într-o vacanță, eu sunt pe principiu, hai să mergem să vedem ce e cel mai frumos de văzut până la urmă. Păi, e un preț, că nu se uită oamenii ăștia la noi, să, na, nu le face reclamă. La noi, de exemplu, dai pe un șezlong, să zic, 100 de lei, da? Sau 150 de lei. Cât dai acolo la Cannes? De 3-4 ori mai mult, ca să zic așa. De 3-4 ori mai mult un șezlong? Dar ce are? Ce îți dă ceva? O apă? O ceva? Nu, e... Îți face un masaj? Nu. Îți dă un loc frumos, un șezlong. Îți dă bonjour. Da. Bonjour, monsieur. Exact, da. Bonjour, madame. Cam atât ți se dă. Într-adevăr, sunt foarte atenți, sunt foarte sociabili. Asta mi-a plăcut foarte mult. La banii ăștia, n-ai cum să nu fii sociabil. Am mai fost și locuri în care totuși au fost prețurile ridicate și nu au fost atât de sociabili oamenii. Adică nu plătești doar faptul că faci plajă acolo și stai pe șezlong. E vorba și de atenția pe care ți-o oferă fiecare persoană. Chiar are grijă să te simți bine, să ai tot ce trebuie. Adică pot să spun că nu mi s-a topit gheața din pahar, așa că asta a meritat, ca să zic. E o gheață de aia care rezistă. Nu, au avut grijă să mai schimbe totuși la prețul ăsta. Au avut bani de mai multă gheață. Mi s-a întâmplat și mie să mă duc în Sardinia și am ajuns pe o plajă, cred că Romagnoli se numea, și aveau două locuri în care erau șezlonguri, unele bleu marin și unele albe. Astea bleu marin toate erau ocupate, era nenorocire. Astea albe, 2-3 persoane. M-am uitat la nevastă, mi-a zis că aici bănuiesc că e foarte scump, cred că ne punem cearceaful. În partea altă, unde o fi mai ieftin, s-a umplut. Și ne-am dus și am întrebat cât e un șezlong la cele albe. Și era 25 de euro un șezlong. Ăsta este prețul oficial pentru șezlongurile din Sardinia. Oriunde merge, cam ăsta e prețul. 50 de euro, două șezlonguri și o umbrelă. Și zic, ok, cât de ieftin poate să fie în partea aia? Că dai să mă, în capul meu, mâine, acolo mă duc, sunt primul, la 6:30, sunt acolo, mă înființez, iau 4 șezlonguri, 2 le las libere, să arăt că sunt populenți. Și m-am dus și am întrebat, zic, aici cât sunt șezlonguri? Și mi-a spus, e full. Zic, ok, mâine dimineață. Și mi-a zis, 200 de euro șezlongul și 100 de euro umbrela. Și acolo era ocupat, în timp ce la săraci era gol. Foarte puțin săraci în Sardinia, asta este concluzia. Dar nu eram mulți. Doar câțiva adunați acolo. Da. Dar soarele, să știi că ni l-au dat pe același. Ni l-au dat pe același, da. Soarele era același, da. Tu ce vrei să te muți în Cannes, am auzit. Dacă ar fi un loc în care să aleg să mă mut, sincer, m-aș muta acolo. Mi-au plăcut și oamenii, mi-au plăcut și vibe-ul, mi-au plăcut și felul în care am văzut foarte multe persoane care, într-adevăr, aveau o situație foarte bună financiară și mi-a plăcut foarte mult simplitatea lor. Faptul că n-au încercat să iasă cu nimic în evidență, faptul că nu am văzut atât de multe branduri, n-am văzut scris pe jumătate de tricou absolut nicio firmă. Adică, păi nu-și permit oamenii. Nu-și permit, da. Și de mult să evoluez pe partea aceasta de business. Văd că vorbești la plural. Te asociezi cu cineva? Da. O să mă asociez.
asociez cu cineva și o să, pentru că e un proiect de o anvergură mai mare, dar ne așteptăm ca totuși pe viitor să ajungem la aceste cifre. Doamne ajută să fie bine și să conturăm lucrurile frumos și să evoluăm. Păi și de unde iei banii ăștia 2 milioane de euro? Vreau și eu să fac o afacere mai sunt care acolo, să aibă una la magazinul ăla din Can. Da. Din geanta aia de la magazinul din Can. O să găsim niște sponsori de acolo să ne... Nu, glumesc. Ideea este că lucrurile sunt încă în fază incipientă și nu pot să dau foarte multe informații pentru că nici eu nu sunt în măsură să le dau în întregime și nu vreau să spun. Nu pot să vă spun foarte multe lucruri, dar când va fi momentul, cu siguranță o să vă spun, pentru că acum e startul, ca să zic așa, și vreau să... Mie îmi place să ajung în punctul respectiv și apoi să dezvolt 100% ideea. Dar e tot pe beauty până la urmă, nu? Adică o să faci fetele să arate ca pe Instagram. Nu, surprinzător nu este în domeniul de beauty și nu. Încerc să-mi extind un pic aria pentru că am terminat și eu dreptul. Am făcut un master în drept la universitate. Vroiam să mă scriu la doctoratul anul acesta, dar trebuie să mă axez foarte mult pe ce am de făcut și nu-mi place să încep 10 lucruri deodată. Mi s-au schimbat planurile așa la 180 de grade. Îți dai seama, și... o să ai o grămadă de învățat pentru o să am doctorat. O grămadă de... Masterul l-am finalizat și am zis să mă axez pe un singur lucru, să ne axăm pe tot ce e acum în faza incipientă și să ne bucurăm de urmări, Doamne ajută, să fie exact totul ca în titlu la estimările acestea și să ne reîntâlnim aici cu detalii. Da, banii aia nu cred când că ne mai bași tu dividendele. Da, frumoasă, deșteaptă și bogată, îți dai seama că câtă lume te iubește în secunda asta. Da, nu, oamenii mă cunosc, sunt un om simplu, o să rămân așa, indiferent de schimbările frumoase, bune, rele din viața mea, cred că toți avem proiecte, cred că toți avem o grămadă de realizări cu care să ne mândrim și cred că cel mai bun lucru este să se materializeze anumite lucruri și să vină din spate, nu să le verbalizăm noi. Cred că e cel mai bine așa. Te așteptăm când îți iese afacerea. Îți mulțumim că ai venit. Avem și